În mai mult de jumătate din județele României, luni și marți, se vor înregistra temperaturi care vor atinge minus 29 de grade Celsius. De aceea, prefectul de Vâlcea, Radu Renga, a convocat de urgență comandamentul de iarnă. Printre problemele discutate s-a numărat și cea referitoare la închiderea școlilor. Reprezentantul guvernului în teritoriu a vrut să știe punctul de vedere al membrilor comandamentului, în special al inspectorului general școlar Andra Bică. Foarte multe județe au hotărât întreruperea cursurilor pentru data de mâine, inclusiv miercuri, chiar până așa. Eu cred că Vâlcea nu e în situația asta. Care e părerea dumneavoastră? Deci vă rog să spuneți, hotărâm toți aici cum facem. Noi am ținut în acest weekend legătura cu toți directorii unităților de învățământ. Da. Nu ne-a fost semnalată nicio problemă, nicio unitate de învățământ. Toate sunt încălzite, drumurile sunt practicabile. Acum nu știu cum va fi vremea mâine sau poimine, în dacă principiu, va scădea drastic temperatura. În principiu, noi n-ar trebui să intrăm în criză și să spunem oprim școlile, cum văd că fac alte județe, pentru că dacă intrăm pe logica asta, cred că finlandezii și norvegienii ar trebui să fie analfabeți. Da. Eu tocmai vin la videoconferință. Dar ei văd că știu să scrie, da. Să citească mai bine ca noi și atunci. Tocmai a avut loc o videoconferință cu Ministerul Educației și cu toți inspectorii generali din țară și au spus că se pot lua și decizii punctuale. Exact. Adică dacă într-o unitate școlară nu funcționează instalația termică, în acea unitate școlară se pot suspenda cursurile cu aprobarea conducerii unității și a inspectoratului școlar. Deci nu trebuie luată o decizie neapărat la nivelul județului. Este perfect. Și atunci eu cred că propunerea dumneavoastră este perfect logică. Dacă într-o comună, că pe mine mă sperie în zona rurală, nu zona urbană, acolo nu se întâmplă nimic. Și în zona urbană ar fi un pericol dacă, să spunem, m-am gândit să închidem grădinițe și cursul primar. Dar acei copii trebuie să stea acasă, iar părinții ce fac? Ei nu se mai duc la serică. Sunt foarte mulți care nu au unde îi duce, nu au cu cine îi lăsa. Deci încurcăm lucrurile mai mult. Asta în special în rural și urban. Și atunci, eu zic că ideea dumneavoastră e foarte bună. Domnul Papa, atenționezi toate comitetele locale pentru situații de urgență. Că pot, nu? Da, sigur, cu o înștiințare către inspectoratul școlar. Și cu acordul dumneavoastră, acordul inspectoratului. Se poate lua decizia de a local. Se suspenda local cursurile. În locurile unde se va impune închiderea școlilor, decizia va fi luată punctual cu acordul inspectoratului școlar Vâlcea, a concluzionat prefectul de Vâlcea.